Trei tineri, trei destine frânte de o clipă de neatenție și, probabil, de teribilism. Cu toți au petrecut până în zori, la nunta unor prieteni. Când s-a luminat de ziua, au plecat spre casă. La volan s-a urcat Nicușor, agonit, nebunește. Drumul lor s-a oprit brusc, la doar câțiva kilometri de casă. Nicușor a pierdut controlul volanului și a sărit cu mașina de pe șosea într-o râpă. Impactul a fost devastator, mașina transformându-se într-un morman de fiare care le ținea trupurile captive. Salvatorii încearcă cu greu să repună mașina pe roți, sperând că mai există urme de viață. Din păcate, speranțele lor s-au năruit în momentul în care au întors mormanul de fiare. Niciunul dintre cei trei tineri nu mai trăia. O viteză mare, mamă, viteză mare! Nu face nimic! O viteză care a curmat trei destine. Acul kilometrajului a rămas blocat la viteza de 160 de km. 140 la oră. A avut. Aici e o curbă periculoasă, domnule. E o curbă periculoasă și viteza circulă cu prea mare viteză. La locul tragediei au ajuns și mirii cu care tinerii au petrecut toată noaptea. Cei trei tineri sunt cu toții din satul Dâmbovițean Sperietenii. Șoferul avea 25 de ani, fata doar 19, iar cel mai mic, Adrian, împlinea 16 ani peste o lună. Trei familii distruse se pregătesc acum de înmormântare.